Dragile mele, am pus aici niște carne pentru răcituri sau piftie, cum se mai zice. Am doi cocoși, câte ceva din ca să iasă foarte bună. Și o să începem să o pregătesc. O să vă arăt pas cu pas cum se pune. Mai întâi am pus carnea, l-am curățat ceapă, usturoi. Se pune ceapa de la început și un pic de usturoi și după aia, după ce o să vă arăt pas cu pas, o să o opriți, mai adăugați usturoi la sfârșit. Și o să vă arăt cum se face o răcitură. Dragile mele, a fiert puțin. Acum trebuie să-i adăugăm ceapa. Așa. O să te afli. Așa. Se adăugă piper negru. Sare, aromă, așa, sare. Îi adăugăm de la început puțin. După o să mai vedem dacă mai are nevoie. Dar de la început se pune foarte puțin. Este că... Început să fiarbă, trebuie să dăm la foc foarte încet. O să pun deasupra, se pune așa o farfurie, una mai mică, nu trebuie. Pune farfurie deasupra, nu se pune capac, pune farfurie pentru că carnea să stea așa, să nu se usuce. Și o lăsăm, o să o las până la ora 6, încă 4 ore, 5 ore. Dragile mele, am pus aici usturoi, l-am pisat, am oprit răcitura noastră, o lăsăm la răcit, așa împreună cu usturoiul. Eu l-am pus după ce am oprit răcitura, ca să și iei așa gustul. Și așteptăm să răcească ca să scoatem carnea, să o adăugăm în farfurii. Eu am strecurat răcitura noastră, piftia. Am curățit cărnița de oase, pentru că se fac multe oase la masă când vrei să-l mănânci. Și am lăsat așa doar cărnița și ce-a mai fost? Lăbuțele de la cucuș, capul l-am lăsat întreg. În rest am făcut așa bucățele mici.
și le voi pune așa în farfurie. Le voi așeza. Le voi sorta care și cum. Și bucățele mici așa de cărniță. Le voi pune așa. Așa o să le las. Am să pun și un cap. Așa. Am aici gâturi, cărniță. Eu pun boluri așa mai adânci, pentru că la noi se mănâncă mai mult zeama. Am ales așa cărnița, să fie prea multe oase. Îmi place cu multe oase. Așa. O voi pune în farfurii și după asta am să turn. Așa, le-am aranjat în farfurii. Vedeți? Și acum să punem răcitura noastră. Așa. Punem peste tot. Nu, ne place foarte mult răcitură. Și de aia am să pun multe zeamă de asta. Îmi place mai mult răcitura ca carne. Să știți că răcitură trebuie să mâncați sau piftie, cum se mai zice, pentru că are foarte multă gelatină și ajută la oase. Noi nu o mâncăm des, dar mă stărui să o gătesc. O să se primească, pentru că s-a lipit castronul. Vreau să vă prezint răciturile noastre. Piftia! Ia uitați-vă! S-au prins! Toate una ca una! Toate spre